Unul dintre obiectivele politicii agricole comune este atragerea tinerilor în agricultură, mai ales că nu doar în România, ci în multe zone din Uniunea Europeană, mediul rural se află în suferință. Se vorbește despre schimbul de generații în agricultură. Dar cu cine? Atâta vreme cât întâlnim cazuri în care copiii de fermieri se îndreaptă spre alte meserii, lăsând în urmă satul. Și totuși, există tineri care preiau afacerile agricole de la părinți. Pentru cât timp, vom vedea. Însă, prin astfel de tineri, Europa și România trebuie să atace problema rupturii generaționale și a lipsei de atractivitate pentru agricultură. Câte hectare exploatați astăzi? Aproape 600 de hectare. Și dumneavoastră sunteți a doua generație de fermieri în familie? Mai durează un pic, până să devină a doua generație. Da, sunt împreună cu tatăl meu. Tatăl meu este cel care a fondat această fermă și în urmă cu 20 de ani deja, în 2004, da, în urmă cu 20 de ani. Bineînțeles, a plecat la o suprafață foarte mică și probabil că cam de 10 ani cred că suntem cam la aceeași suprafață în linii mari. Adică lucrăm la aceeași suprafață de teren. Sunteți tânăr, veți rămâne în agricultură, în această fermă sau e foarte greu? Cum vedeți viitorul în agricultură? Eu văd lucrurile din punctul de vedere al tatălui meu, poate cu prea mult pozitivism și consider că cu puțin atenție orice fermier ar trebui să descurce, indiferent care vor fi condițiile pe viitor, pentru că cu orice greutăți ne vom confrunta, cu siguranță vom găsi modalități să ne adaptăm. Tatăl meu, care deja a ajuns la o vârstă mai înaintată și s-a zbătut să ajungă să creeze ceva și să ajungă în punctul acesta, acum deja, îi se pare că nu mai stau lucrurile atât de grozav și că devine din ce în ce mai complicat și bineînțeles, nu mai are dorința aceea de muncă pe care o avea altă dată. Eu, pe de altă parte, vin din urmă cu tot felul de planuri, tot felul de modalități de a ne dezvolta, de a ne securiza afacerea și cred că colaborarea asta dintre noi sau echilibrul ăsta care ar trebui să creeze între noi va da rezultate bune într-un final. Câte hectare exploatați? 300. Și de când faceți agricultură? Agricultură eu fac de când am terminat facultatea, mai exact de 10 ani, iar tata, care a demarat afacerea, o face, cred că, de vreo 20. Prin urmare, merge tradiția mai departe. Sigur că da, sigur. Mi-a insuflat și mie pasiunea și am zis că eram ceva mai nehotărât, sincer, până să urmez cursurile USAMV București. Dar le-am parcurs, mi-a plăcut și ulterior ceea ce facem și acum, această agricultură modernă este chiar, chiar plăcută, chiar dacă ne lovim de aceste vremuri foarte grele, privind ploile puține și instabilitatea aceasta pe care o avem, nu numai legat de precipitații, ci și de tot ce se întâmplă în piață. Cum este acest an? Mai aveți puțin până să recoltați ceea ce ați semănat în toamnă. A fost mai bun decât anul trecut? Până la momentul de față pot să vă spun că se aseamănă destul de mult cu anul trecut. Cerealele și rapița arată destul de bine. Au rezistat până la momentul de față, deși grâul a început să intre spre final, pe ultima 100 de metri, ca să zic așa. Și nu prevedem un viitor prea bun pentru prășitoare. La fel ca și anul trecut, cumva istoria se repetă, la fel am avut grâul și rapița cu rezultate bune, iar la prășitoare nu. Din cauza lipsei apei? Din cauza lipsei apei, da. Am avut
pe perioada iernii anul trecut și anul ăsta ceva precipitații. Anul ăsta au fost chiar în luna aprilie, o lună destul de bogată în precipitații și a rezistat. Mulțumim Dumnezeu că cred că aceea a fost salvarea noastră. Dar de acum încolo vedem că nu prea se mai arată ceva semne de ploi și prăjitoarele sigur vor suferi. Vom avea rezultate mai slabe la ele, din păcate. Dar începem să ne obișnuim și încercăm să facem tot ce ne stă în putință să evităm aceste probleme, deși singura variantă pe care o poți adopta să eviți problemele astea ar fi irigat. În rest, nu avem decât să așteptăm ceva de la Bunul Dumnezeu. Dar aici, la Călăraș, avem atâta apă. Nu mai vorbim de bălțile care sunt, vorbim de brațul Borcea, de Dunăre. Ce se întâmplă? Nu reușiți cu asociațiile, cu utilizatorilor de apă, cu ANIF-ul? Chiar nu se poate face nimic? Până la momentul de față, se pare că la noi în zonă nu există o unitate, nu reușim să ajungem la un sens comun cu restul fermierilor ca să putem face ceva. Județul Călăraș, într-adevăr, beneficiază de aceste surse de apă, ca să zic așa, și sunt și foarte mulți fermieri care beneficiază de ele. Se irigă destul de mult în județ, numai că zona noastră, aici efectiv, de la Lehliu și cred că până spre Mănăstirea, nu a ajuns înțelegerea ca să facem ceva în privința asta. Iar ca să o demarăm aici ceva pe forțe proprii, și mă refer aici la puțuri, mi se pare un pic mai complicat și deja problema mare pe care eu o văd și încerc să mai semnalez lucrul ăsta este că am început de câțiva ani, nu noi, mă refer ca fermieri. S-a început irigatul foarte devreme și se irigă pentru a ține cultura în viață. Se udă foarte mult, e un consum foarte mare de energie, forță de muncă, financiar, și nu văd rezultate bune ca randament. Adică dacă de câțiva ani am ajuns să irigăm pentru a ține cultura în viață, viitorul nu-l văd prea bun, pentru că nu așa reușim să fim cumva viabil, mă gândesc. Că acum ceva timp se iriga mai ales pe partea de prăjitoare pentru a aduce un plus de producție. Ok, nu reușeam să produc 8 tone, îi mai dau o apă, 2 și fac 10-11. Acum fermierii irigă ca să poată cultura să nu se usuce, să reușească să ajungă până la bun sfârșit. Ceea ce nu cred că este un lucru prea bun și nu cred că viitorul va fi prea bun pentru noi. Aici cred că ar trebui iar să vină cercetarea cu soiuri adaptate noilor vremuri. Din păcate, da, cred că se poate lucra și pe partea asta, iar sunt cumva adeptul perdelor forestiere, care și ele cumva ne aduc un plus valoare, dar și aici avem o problemă cumva cu legislația, pentru că să zicem că reușim să facem un efort să le înființăm, însă ulterior ne lovim de problema furturilor, a degradării, a tot ceea ce înseamnă mai rău. Și nu cred că este un moment oportun să ajungem să stăm paznici la aceste liziere, deși pentru noi ar însemna foarte mult. Sunteți tânăr, ați preluat, să spun, afacerea de la tatăl dumneavoastră, mergeți mai departe cu afacerea familiei. Vă vedeți și la pensie tot în agricultură, știu că aveți copii, vă doriți ca și copiii dumneavoastră să preia afacerea? Sincer să vă spun, nu mi-aș dori. Măcar să reușesc eu să ajung la pensie de aici, pentru că ceea ce fac, o fac din pasiune și cu plăcere, însă la cum văd vremurile ce urmează, nu mi-aș dori ca și ei mei copii să urmeze partea aceasta să urmeze agricultura, pentru că forța de muncă este din ce în ce mai puțină și vremurile sunt din ce în ce mai grele. Acum nu pot eu să influențez. Ei cresc, eu n-am avut norocul de a crește cu utilajele în curte sau să cresc într-o fermă cum am reușit noi să facem acum. Ai mei copii fac asta și probabil vor avea plăcerea și de mici vor, că și acum îmi cer să meargă cu mine la câmp, să-i plimb cu utilajele și cred că li se va injecta un pic cumva drogul ăsta. Dar acum
Sincer, nu vreau nici să influențez, nici să-i rup de ce vor vrea să facă, acolo îi voi sprijini. Iar dacă, într-adevăr, se vor hotărâ să facă asta, încercăm să mergem mai departe împreună, cât voi putea și eu să-i ajut și să facem ce putem mai bine. Cum și eu am plecat alături de tatăl meu după ce am terminat facultatea, așa îi voi susține și eu pe ei. Schimbul de generații în agricultură e în gura tuturor politicienilor, dar faptele ne arată că reforma agrară în țara noastră e tot mai departe. Tinerii fermieri sunt copleșiți de probleme și speriați mai ales de lipsa de reacție a autorităților. Cine își poate dori un viitor într-o agricultură pentru care guvernanții n-au ochi și urechi?